Bună, Mihaela! Bună, Marius! Astăzi ai propus o temă foarte dificilă. Pentru mine subiectul este un deliciu și mi-am făcut curaj să te întreb și pe tine, pentru că mi-am adus aminte că nu mi-a picat foarte bine în momentul când am auzit în anumite emisiuni că fuziunea amoroasă este de fapt pierdere a energiei și că trebuie vitală. Restrâns. Este vorba de energie vitală care întreține viața. Exact. Adică de energia aceasta depinde sănătatea, fericirea, viitorul nostru și al copilor. Deci nu e orice energie. Nu e energie cu care să te ajute să te miști. Exact. Deci energia sexuală este energie vitală. Da, energie vitală. Da. Și pentru mine era așa puțin un semn întrebării, de fapt nu un puțin, mare semn de întrebare, și anume că nu m-am gândit că ar fi o problemă cantitatea. Pentru că, din punctul meu de vedere, calitatea... Frecvența, adică, frecvența, vrei să spui? Frecvența, exact. Pentru mine, importantă și de mare valoare era calitatea. Și anume, spuneam eu că dacă starea mea în care mă aflu în momentul în care fuzionez amoros cu domnul meu iubit, da, este aceea de a oferi și de a simți iubirea divină, da? Și anume să fie o artă și chiar să simt că l-am pe Dumnezeu lângă mine, mie nu mi s-a părut că ar fi atât de problematică frecvența din momentul în care eu, ca și femeie, mă aflu în starea aceasta de a oferi iubire divină prin actul amoros. Și din ce am citit și am experimentat, deci știu că prin fuziunea amoroasă, cu continența amoroasă, prin această stare, deci nu pur și simplu doar să faci actul ca să te afli în treabă, poți ajunge la cele stări de catarsis, de vindecare, atât a ta cât și a iubitului. Și de aceea pentru mine era așa puțin... se băteau cap în cap când am auzit că trebuie redus, trebuie folosit doar pentru reproducere, când eu am experimentat o parte din divin prin fuziunea amoroasă. După aceea ce s-a întâmplat? E, știi foarte bine ce s-a întâmplat. M-am despărțit. Păi de da. Mi-a pierdut energia vieții. Mi-a plăcut foarte mult înțelepciunea informațiilor pe care mi-ai oferit-o și mi-aș dori foarte mult să spunem aici, să înțeleagă toată lumea, pentru că se bădeau cap în cap, iar pentru mine acum ceea ce mi-ai oferit ca și informație este extraordinar. Și ai reușit să aprinzi încă o luminiță acolo. Poți să reiei tu informația și să... Deci să fie clar, eu m-am referit la tot ce înseamnă acum ca și concept de sex. Nu mă refer la masturbare, la porno, nu mă refer la acel act prin care cei doi parteneri nu și acordă atenție, doresc doar să videze stresul acumulat pe parcursul zilei. Deci nu mă refer deloc la asta, ci m-am gândit la un cuplu foarte conștient care fuzionează amoros cu toate acea prezență, care au cunoștințe legate de ce înseamnă un act amoros, cu orgasm, cu descărcare, fără descărcare. Deci am luat-o din punctul de vedere ce vorbesc în Tao, în Tantra, la modul acesta. Da. Păi în natură nu există frecvență. Această energie este folosită numai pentru reproducere. Și dacă noi facem parte din natură, de ce să ne opunem ei? Una.
Pe de altă parte, aceste îndemnuri au venit recent, împreună cu feminismul, și este de fapt o metodă de extinție în masă, pentru că se pierde energia vieții și după aceea trebuie să fim aduși înapoi cu forța de către Dumnezeu prin neplăcere. Deci este o modalitate prin care omul cheamă necazurile în viața lui. Este una dintre tehnicile de omorâre de populații, care este foarte, foarte eficientă. De destrămarea familiei, de a nu se mai naște copii. Și asta se întâmplă. Dar oamenii nu se întreabă de ce. Această energie sublimă ne-a fost dată ca să dăm naștere la copii, ca să putem susține specia umană și natura să existe. Deci în natură nimic nu se face ilogic. Dacă natura consideră că asta este soluția, să această apropiere fizică și irosire și, cum să zic eu, folosirea energiei divine trebuie doar atunci când, doar în momentul în care se naște o ființă vie, noi de ce venim cu alte idei peste natură? Ea cuprinde în ea principiile fundamentale ale Universului divine și a ne împotrivi ei înseamnă moarte. Ceea ce se și întâmplă. Se începe cu destrămarea relației, disoluția familiei și mai departe. Și se continuă cu bolile specifice feminine și cu moartea. Deci trebuie să se înțeleagă că în spatele irosiei energiei divine care ne-a fost dată pentru proprietarea specii și numai pentru așa ceva, se găsește moartea. Este foarte drastic, dar este exigent și trebuie să fie așa, pentru că altfel noi, dacă ne degradăm foarte mult, peste o limită, ne punem în pericol natura și Universul și Dumnezeu nu ne permite lucrul acesta și ne oprește în modurile cele mai dure posibile. Nu știu ce să mai zic. Păi, mă întrebam eu, știi că am observat că în generațiile dinainte familia era compusă din 3 copii, 5 copii, 10 copii, 10 copii și te întrebam eu în cazul în care în ziua de astăzi, pentru că acum avem dreptul la a decide câți copii să aducem pe lume și cuplul se decide să aducă un singur copil pe lume. Și te întrebam eu, în generația noastră, ținând cont că dorim să facem doar un copil, asta înseamnă să avem un singur act de fuziune amoroasă în 70, 80, 90 de ani? Cât nu, este o altă soluție care vine, este continența, adică reținerea. Aceste energii să nu se piardă și ea, în momentul în care te reții, ea are putere să deschide poarta celui să te încarce cu energia mai multă energie vitală. Deci este o soluție de arte, de elevare, de dezvoltare a sufletului, de întărirea sufletului. Dar noi nu știm lucrul ăsta, nu suntem îndemnați pe așa ceva, ci spre irosirea acestei energii. Când am decis eu să îmi las feminitatea să iasă la suprafață pentru că eram o castratoare de bărbați, am descoperit aceste cursuri de tantra. Spre fericirea mea am descoperit o femeie minunată care, de la care am învățat despre cum să-mi divinizez bărbatul, cum să ajung la această smerenie și să înțeleg că este Dumnezeu în fața mea prin bărbatul pe care mi l-a oferit. Și am aflat despre continența amoroasă și toate aceste minunății cu care femeia este înzestrată. Dar am observat că există o reticență din partea bărbaților când le vorbești de continența amoroasă și nu înțeleg cum pot ajunge la un orgasm atât de dorit, da? Prin care ei se videază, fără să ejaculeze.
Și prima reacție este de blocare. Nu. Adică eu nu vreau așa. Ca de exemplu, în fosta mea relație de cuplu, eu i-am impus iubitului meu să ajungem să fuzionăm amoros fără continenți. Eu acum înțeleg foarte bine pentru că a fost necesară impunerea, pentru că eu nu am știut să ofer iubire, să fie o acceptare, pentru că oricum ar fi venit de la sine. Dar cum eu eram tot timpul în energia masculină și impuneam, am înțeles acum că nu primeam acel refuz, deși după ce se întâmpla minunea, era foarte mulțumit și mulțumea pentru ceea ce descoperam împreună. Dar înțeleg că în zilele de astăzi tot ce ține de această informație Tantra Tao este New Age, adică nu mai este la bază ce a fost odată, și pentru că fiecare teacher care vine acum, coach, o spune din perspectiva sa. Și că nu mai are valoarea și esența de altă dată. Dar consider că fiecare care își urmează instinctul și dorește să descopere lucrurile astea nu din punct de vedere egotic, ci să înțeleagă că esența este să ajungă la Dumnezeu prin orice modalitate, putem învăța despre aceste minunății, și anume că energia sexuală este energia vitală, pentru că, de exemplu, noi am fost învățate prin aceste cursuri cum să ne sublimăm energia prin artă. Adică nu știu câte femei cunosc în ziua de astăzi că își pot sublima energia prin artă. Și am fost învățate să ne punem acea energie, da, în proiecte, în familie, în creșterea copiilor, în a găti. Dar, într-adevăr, aici mie mi-a fost un pic greu să înțeleg, este că și în Tao și în Tantra se merge pe fuziunea amoroasă, dacă se poate, zilnic. Într-adevăr, cu continență amoroasă, dar este susținută frecvența ca apoi toată energia aceea vitală de care ai beneficiat prin fuziunea amoroasă să o manifesti creând. Da, dar pare un atașament față de acel lucru, pentru că chiar dacă obține starea aceea de extaz, o va dori tot timpul. Și se va lega de ea, adică devine scop. Starea de extaz este vis-a-vis de corp. Corpul devine esențial, ego-ul devine esențial și iarăși generează adversitate din partea vieții. Soluția ar fi să înțelegem că această energie, în momentul în care este reținută, ea se poate transforma în grijă, în atenție, în susținerea celuilalt, în apreciere, în mulțumire, în respect, în dăruire, în orice altceva. Deci se transformă în prietenie, care este cea mai înaltă stare, cea mai înaltă relație care există pe Pământ, adică o dragoste fundamentală, care nu cere socoteală niciodată și care nu are nevoie de nimic pentru sine. Deci nu trebuie să devină scop. În momentul în care frecvența este mare, cum ai spus tu, ea devine scop și cădem în același problemă ca și irosirea acestei energii. Deci ea trebuie să fie cât mai rară, cât mai să uităm de ea și să în momentul cu viteza cu care uiți de ea, este viteza cu care o transformi în dragoste. Deci nouă ne lipsește ca omenire dragostea. Grijă, atenția, susținerea celuilalt, iubirea orice ar fi. Și pentru că noi culisăm dintr-o plăcere în altă plăcere și plăcerea sexuală este cea mai înaltă plăcere pe Pământ. Pe de altă parte, datorită faptului că o căutăm înnebuniți, când nu avem,
ea trece în alte plăceri, spre exemplu, în adicții. Deci, fumatul, băutura, cafeaua, mâncatul excesiv, mâncatul excesiv, cafeaua, toate sunt dorințe de sex. Toate sunt sex. Adică noi căutăm în ele aceeași plăcere pe care o obținem atunci când irosim această energie. Dar pierdem viață. Cu fiecare din ele, noi pierdem viață. Ca să nu pierdem viață, trebuie să nu fim atașați. Adică să mâncăm uneori câteodată când ne amintim, să verificăm dacă suntem atașați de cafea, de ciocolată, de tutun și mai departe. Verificația se face că dacă poți fără acel lucru, nu ești atașat, dar dacă ești înnebunit și nu mai faci față fără el, nu se poate, atunci ești atașat și el va genera din partea realității, deci chem de fapt forțele cerului ca să vină să te desprindă. Sufletul nostru face lucrul ăsta și îl face automat. Pentru că Dumnezeu trebuie să ne susțină în viață și numai cu asta se ocupă. Și în momentul în care, din cauza asta, avem restricții în poruncile divine pe lume. Adică să nu faci din lumea aceasta nimic din ea idol. Adică să nu te preocupi în mod exagerat de lucrurile lumii, pentru că ele îți iau din viață. Dacă vrei să supraviețuiești, să trăiești pe pământ, trebuie să păstrezi o distanță față de lume. Asta înseamnă să nu o vrei cu totul. Adică pe undeva să stai cât de desprins se poate. Dacă și pe de altă parte, ca să supraviețuiești, nu înseamnă să nu faci niciun fel de bucurie. Poți să faci bucurie, dar să știi că atunci am deja început să mori cu fiecare din plăcerile pe care ți le faci și din cauza asta trebuie să faci un efort opus, contra, care înseamnă mai multă dăruire, deci trebuie să dai mai multă energie ca să poți să primești energie și să ai unde să pierzi energia respectivă, că ea oricum îți va consuma din energia vieții. Deci, într-adevăr, cafeaua îți va lua din viață, dar eu trebuie să fac alte operații prin care să pot să capăt energie. Spre exemplu, merg pe jos, nu merg cu mașina, urc pe scărnul cu liftul. Orice aleg greutatea, mă ofer la serviciu, la ajutorul celorlalți și nu îmi caut comoditatea sau ușorul, plăcutul, nu fug. Și când fac chestia asta, de fapt mă încarcă cu energie. Și atunci cafea nu te poate omorâ. Dar în momentul în care omul tot timpul, în mod repetat, fumează, bea cafea și face toate plăcerile, împinge, asta înseamnă ego. Deci orice esențializare a corpului înseamnă eu pe primul plan. Ăsta se crește foarte mult, presează sufletul, duce dincolo din linia roșie subțire și atunci apar necazurile în viață. Dacă este frecvența foarte mare, ego-ul este foarte puternic, se vede că omul acela care este atașat de plăceri se irită foarte ușor și se supără ușor. Pentru mine, când cineva se supără, înseamnă că are orgoliu foarte mare. Adică este atașament de plăcere. Este atașat de plăcere. De-aia se supără. Pentru că el, de fapt, în orice situație, nu vrea să-și renunțe la plăcere. Este iritat în orice situație, pentru că nu poate să renunțe la cafea, la țigări și mai departe. Deci, soluția este să te păstrezi la distanță de atracțiile vieții cât de mult se poate, iar plăceri poți să-ți faci, dar să nu devii dependent, să nu te lipești de ele. Pentru că imediat începi să-ți ia din viață și începi să mori. Și vezi asta, că devitalizezi, dacă mănânci prea mult, simți o moleșeală, deci ți-a luat o cantitate mai mare din energia vieții, tu ai murit atunci. Da. Dar nouă ne este frică că murim, dar când mâncăm, de ce nu este frică că murim? Când mâncăm mai mult sau când... Că atunci se întâmplă moartea, cu adevărat. Deci noi murim zilnic, în toate modurile posibile, dar nu ne gândim la lucrul acesta. Considerăm plăcerea ca un lucru de care avem nevoie, când de fapt el ne ia viața. Pentru că, din punctul meu de vedere, ni s-a dat cu lingurița, puțin câte puțin, și nu am fost conștienți unde suntem aduși. Și vreau să mai spun ceva interesant, că uit. Măsura în care noi ne înfrânăm
Este măsura, este puterea de urcare în lumea de dincolo. Deci nu vei putea urca în lumea de dincolo decât dacă înfrânarea este foarte puternică. Adică capacitatea noastră de retragere, de restrângere, este forță, putere ascensională în lumea de dincolo. Deci noi trebuie să adunăm în lumea aceasta o mulțime de momente, cât se poate de mult, te uiți la fiecare zi. Dacă în ziua asta, cum am înfrânat eu? Păi am mers pe jos, nu am mers cu mașina. Am stat în picioare, nu am stat jos. Am mers pe scări, nu am luat liftul. Am ajutat pe ceilalți la servici, m-am oferit, nu m-am ascuns. Deci toate lucrurile astea sunt încărcare de energie. Deci trebuie să ajungi la sfârșitul zilei ca suma acestor cedări de energie să fie mai mare decât acumularea de energie. Deci mai mult să fii în acțiune decât să fii leneș. Mai mult să dai decât să iei. Și când la sfârșitul fiecărei zile ești în acest raport în care dăruirea este mai mare decât acumularea de satisfacții pentru corpul tău, atunci te-ai încărcat cu energie și așa duci ziua de mâine devine minunată din acest simplu fapt. Pentru că golul pe care îl faci tu când cedezi locul tău într-o lebuz sau alegi greul, tu de fapt faci un gol, adică scazi ego-ul. Când ai scăzut ego-ul, ai făcut un spațiu gol. În spațiul ăla vine divinul, care este materie magică din care se fac situațiile de mâine. Oportunități în viață, oameni îți apar noi care te susțin. Cuvintele frumoase ale lor sunt acel gol. Deci vreau să spun că lucrul cel mai prețios în lume este golul. Adică neaderența totală la lume. Să nu o vrei cu totul. Să o lasă, să treacă, să curgă. Deci mereu să fii atent, să nu-ți faci, să nu lucrezi pentru binele tău, al corpului tău. Adică să faci totul pentru binele celorlalți, dar pe tine să te uiți, să te lași. Asta este și esența, să zic eu, învățăturii lui Rumi, la moscheia lui Rumi din Konya, din Anatolia Centrală, din Turcia, este acest, pe un fronton, este scris să faci totul pentru ceilalți, pe tine să te uiți. Deci asta este esența vieții. Dacă reușești să faci lucrul ăsta, vei trăi. Și pe de altă parte, vei putea urca cât mai sus, aproape de tronul Tatălui Ceresc, pentru că acolo nu sunt condiționări. Deci, dacă tu în timpul vieții nu condiționezi viața, pentru că îi dai drumul să fie cum vrea ea, ai toată siguranța că vei ajunge acolo sus. Și ești cel mai interesat. Acolo, starea de fericire înseamnă lipsa de condiționări. Adică n-ai forțe care să te constrângă. În niciun mod. Deci dacă tu în timpul vieții n-ai constrâns oamenii, adică nu ai cerut de la ei să fie cum vrei tu și e lăsat în pace, aia este forța, este poziția pe care o vei avea dincolo. Deci cum ești aici, așa ești dincolo. Noi ne facem aici de fapt raiul. Dacă nu cucerim aici, dincolo nu avem niciun fel de șansă. Și raiul este această stare de permisibilitate maximă în care noi permitem vieții și oamenilor să facă ce vor ei. De exemplu, soțului tău să-i dai voie să plece de acasă 2 ani de zile și să nu vină deloc. Și să nu zici nimic. Să nu ai niciun fel de comentariu. Asta așa ca ceva extrem. Ce... Mă bucur pentru că, uite, acum când spui chestia asta, este așa o liniște și o pace aici. Dacă mi-ai fi spus acest lucru acum, nu știu, jumătate de an, un an, 2 ani, nu contează, deja ar fi devenit, da, cum adică? Este excelent ceea ce trăiesc acum, deci mie este o liniște și o pace și poți să-mi spui să vină și cu femeia acasă și cu ce vrei tu și este o acceptare totală. Da, îmi place foarte mult pentru că acum ai redeschis un subiect și parcă a intrat și la mine mai bine în străfunduri și anume să se înțeleagă odată pentru totdeauna că lăsându-te pe tine, adică mi se pare că sunt lucruri atât de mărunte și atât de normale, de bun simț să ajuți pe cineva, să oferi locul. Exact ce am fost noi învățați când eram mici. Adică mie nu mi s-a permis niciodată să mă așez în autobuz pe scaun sau să, dacă era un loc liber și nu dorea nimeni să stea,
momentul când ajungea cineva care avea o vârstă mai înaintată decât a mea, nu conta că avea 40, 50, 80, pur și simplu o vârstă mai înaintată decât a mea, deci pe mine tata mă trecea de urechi dacă nu ofeream locul. Sau să nu spun sărmâna. La mine în familie tata se supăra, eu n-aveam voie să spun tu sau era numai dumneata. Și mie mi se părea așa că este o prăpastie între mine și tatăl meu, pentru că nu-mi permitea să-i zic tu, trebuia să-i vorbesc cu dumneavoastră, cu... Și acum înțeleg valoarea acestor cuvinte și este extraordinar. Și am înțeles acum și ce ai spus tu, pentru că ce ține de fuziunea amoroasă și atașament. Este clar că frecvența, indiferent că poate ai început fuziunea amoroasă prin dăruire, prin iubire, prin tot ce ți-ai dorit tu acolo, dar este clar că frecvența la un moment dat duce către atașament. Iar atașamentul... Și apoi despărțire. Exact. Și o ia așa puțin câte puțin. Atașamentul îți hrănește orgoliul, aici intervine și sentimentul de posesivitate, intervine gelozia, intervin... Și automat. Da, cum ai spus tu, depresia, apar certurile, nu faci decât să alungi persoana de lângă tine și așa mai departe. Deci mie, mi se pare foarte logic procesul tău și mi se pare și mai ok, pentru că dacă îmi iau parcursul până în ziua de astăzi, deci eu în copilărie mi-am dorit foarte mult să fiu băiat, bărbat, pentru că aveam impresia că au o libertate nescrisă și că femeia este o slugă. Când am crescut, deci mie mi se spunea de către tatăl meu că dacă bărbatul pleacă de acasă este pentru că femeia nu este suficient de bună. Și mie nu-mi plăcea ce auzeam, pentru că simțeam că îi pune toată responsabilitatea pe umeri și că el nu și-a angajamentul de om cu minte la cap și responsabil. Când am crescut, am atras hărțuiri. Și anume, mă duceam să mă angaj în timpul școlii, atrăgeam băieți care să pună mâna pe aici, pe acolo, și mie mi se părea așa o agresivitate, că eram atât de timidă și cu capul în jos, nu eram să mă arăt la modul să-mi port haine, din contră, îmi țineam ghiozdanul în față, mi-era rușine când am început să mă dezvolt din punct de vedere fizic, și atrăgeam numai băieți și bărbați vulgari și care să vină să își permită lucruri pe care eu nu înțelegeam. Și mi-am dat seama că această reprimare de a fi femeie autentică atrăgeau toți acești bărbați doar să pun odată iubirea în toată situația asta și să iubesc cu tot sufletul și totul dispare. Iar când am crescut și am început să am relație de cuplu, în subconștient mie mi-a rămas. Nu mă consideram suficient de frumoasă, nu mă consideram suficient de inteligentă, nu. Deci aveam credeam că Dumnezeu n-a făcut o treabă bună, că eu nu sunt... ce m-ai adus și pe mine aici, că ce caut eu în viața mea. Și fără să-mi dau seama, am mers pe premiza că dacă la toate astea nu sunt bună, nu sunt suficient de bună, măcar bărbatul ăla, chiar dacă o să plece, să mă țină pentru ceva minte. Și asta a fost sexul. Și după ani de zile de relație și prin practicile pe care le-am făcut prin tantra, pe mine m-a adus la această conștientizare. Deci a fost atât de dur să-mi dau seama că eu nu fuzionam amoros, eu nu ofeream iubire, ci foloseam sexul pentru a manipula, pentru a avea ce-mi doresc eu. Aveam un obiectiv să duc bărbatul ăla la plăcere carnală, și dar era iubitul din relație, adică mie nu mi se părea ceva greșit. Că pentru mine era dăruire, pentru mine era să fiu bună, să ofer, dar atât de
de diabolic poate fi mentalul acesta și apoi te gândești, dar de ce nu merge relația? Pentru că, uite, eu sunt și bună la pat, fac și gătesc și. Simplu. Pentru că tot ce faci, nu o faci cu iubire. Adică eu vorbesc pentru mine, tot ce eu am făcut în relația aceea de cuplu nu avea implicat sufletul. Și nu aveam cum să am rezultate decât pe perioade foarte scurte, pentru faptul că mi impuneam, bărbatul respectiv făcea pentru o perioadă și apoi revenea la vechile lui obiceiuri, pentru că eu eram aceeași. Și eram foarte geloasă, isterică, agresivă. Acolo unde este gelozie și toate lucrurile acestea, nu este iubire. Este orgoliu, da, la cote maxime, exact. Și în timp, tot practicând, adică ca practică aveam și postul tăcerii. Am 3 ore pe zi de post al tăcerii. Și îmi dădeam seama cum mintea mea avea atât de mult de spus și pur și simplu îmi venea pe altceva. Trecea pisica pe lângă mine și îmi venea să zic, dă-te mai încolo. Adică chiar dacă nu avem nimic de spus, noi tot avem tendința de a trâncăni din gură. Și prin această practică de post al tăcerii zilnic îmi dădeam seama. Dar cum o făceam? Îmi luam 3 ore și era frumos cu consacrare, ofeream roadele. Adică era, din punct de vedere divin, să mă descoper acea parte divină. Și știi cum mi se întâmpla să dau greș? Spre finalul acelor 3 ore, undeva spre ultimile 10 minute, și o luam de la capăt, încă 3 ore, deci până nu făceam alea 3 ore de la cap la coadă, nu mă lăsam. Și îmi dădeam seama cum suntem construite și cum tot timpul avem ceva de comentat și tot timpul ce nemulțumire. Și apoi ne întrebăm, dar de ce nu funcționează? La mine era chestia, dacă ești bună la pat, păi bărbatul ăla nu o să plece de lângă tine în veci. Că asta își doresc bărbații. Surpriză! Bărbații își doresc să fie iubiți. E total altceva. Da. Chiar discutam lucrul acesta. Tu ai pus o întrebare interesantă. Dar sunt unii bărbați care nu pot fără așa ceva. Și am răspuns că ei de fapt vor să înjosească femeia pentru că ea are orgoliu. Este una dintre modalitățile de înjosire. Adică această dorință repetată de sex, prin asta ea calcă orgoliu feminin în picioare, special ca să o îmblânzească. Deci pe el îl interesează să fie femeia supusă. Că dacă nu este supusă, trebuie să găsească o soluție să o supună. Dacă nu are suficientă forță și putere, apelează la acest lucru. Da, pentru că de multe ori am auzit femei care acceptau fuziunea amoroasă, dar nici nu era vorba despre fuziunea amoroasă, era vorba despre sex. În mintea mea era vorba despre viol, chiar dacă era în relația de cuplu, pentru că femeile acceptau contactul sexual din diferite motive. Să nu plece la altele, să că așa este dacă bărbatul cere, așa e. Și era o revoltă în mine și spuneam, dar cum poți să accepți așa ceva? Și chestia este că dacă femeia ar fi iubire, orice ar fi, el nu ar cere așa ceva. Da. Și nu avem această înțelegere și înțelepciune că se producea pentru că provenea din interiorul femeii, adică tot ce mie mi s-a întâmplat în relație, toate acțiunile, reacțiile, toate neplăcerile pe care eu le-am sperat la momentul respectiv, era doar ca să mă aducă pe mine la această conștientizare că eu nu sunt iubire. Atât de simplu. Și nu înțelegeam eu de ce eu atrăgeam bărbați pe partea de sex. Adică erau interesați de sex și eu spuneam că m-am săturat de bărbații ăștia care nu caută decât sex și că sunt și un om, am și eu, nu sunt doar corpul, am mai multe calități decât un fizic, un... Știi, eram
din nou revoltată pe principiul masculin, pe bărbați, pentru că ei caută doar sexul. Când colo, ce să îmi descopere conștiința peste ani și ani. Caută iubirea, de fapt. Dar eu foloseam inconștient această parte și automat asta atrăgeam. Sigur. Și erau foarte mulțumiți de partea sexuală, dar întotdeauna se ajungea la certuri și fugeau foarte repede, că eu eram și foarte... Iute. Cu multe o... Da. Și nu înțelegeam. Dar de ce? Pentru că majoritatea bărbaților spun că își doresc, știi cum e aia, gospodină în bucătărie, panoramă în pat și toate cele, dar nu are nicio legătură cu treaba asta. Și că ei sunt exact oglinzile noastre. Și că dacă a fost foarte interesant, a fost dureros când eu am conștientizat că eu fac sex și nu fuzionez amoros, adică nu ofer dragoste prin contactul pe care îl aveam cu iubitul la momentul respectiv. Și mai vorbeam noi că, uite, mie această înțelegere mi s-a întâmplat într-o perioadă de pauză ce ține fuziunea amoroasă. Nefiind într-o relație, am mai bine de un an de zile în care eu am rămas cu mine, deci nu mi-am centrat atenția, energia către mâncare, către sex, către toate acestea. Și exact în această perioadă eu te-am redescoperit pe tine și înțelegerea aceasta a făcut un declic la nivel interior. Și țineam, a fost și o perioadă, exact în această perioadă, când am reușit să țin post, adică, într-adevăr, astea pentru mine sunt adevărate dovezi că ceea ce tu spui au un adevăr. Și anume că, uite, exact în perioada aceasta, când eu m-am centrat asupra mea și nu din punct de vedere egotic, ci pur și simplu să mă descoper cu adevărat, cu toate bubele, cu toate, da, să accept că sunt orgolioasă, că sunt rea, că manifest ură, că judec. Că manipulez. Că manipulez. Mamă, sunt maestră la așa ceva. Și pot fi că poți să zici, da, dar eu nu fac chestia asta. Dar o faci, dar este inconștient. Și în această perioadă de eu cu mine am ajuns la această conștientizare. Am descoperit cu totul și cu bine și cu mai puțin bine și este excelent. Am văzut de ce sunt în stare și ce am făcut de-a lungul timpului. M-am acceptat și de acum înainte, hai să văd ce fac. Acum e. Ce am făcut, a trecut, m-au adus aici. Și important e de acum încolo ce fac. Da. Foarte. Îți mulțumesc. Spuneam eu că la un moment dat ai spus tu că această energie, decât să o pierdem prin contactul sexual, mai bine facem bine oamenilor. Ne cedăm energia prin facere de bine a celor ce ne înconjoară. Și atunci a venit mintea mea și a întrebat știi ceva? Dacă prin... Spune. Scuză-mă. Și spuneam, ok, dacă prin a oferi oamenilor cedezi energie, ce înseamnă că primești energie, cedând energie primești, și dacă prin fuziune amoroasă tot cedezi energie, de ce este mai ok prima variantă, adică cea de a oferi bine oamenilor, și nu a doua variantă de a fuziona amoros? Deci sexul devine important numai în măsura în care nu există iubire în toate formele. Nu este dragoste, îndrăgosteală. Da. Și atunci devine important sexul, pentru că bărbatul consideră sexul ca o modalitate prin care înfrânge orgoliu femeii. Da. Îl calcă în picioare. Simte nevoia să o domine. Știi? Pentru că ea nu-i acordă dreptate, nu-i acordă puterea de decizie, el simte nevoia să o domine în modul acesta. Da, și mai mi-a plăcut că mi-ai spus că prin prima variantă faci pentru ceilalți, pentru că prin a doua variantă, și anume prin fuziunea amoroasă,
și mai pentru tine. Da. Exact. În momentul în care te înfrânești și te restrângi, tu de fapt folosești energia pentru ceilalți, pentru că tu te dezvolți pentru ceilalți. Adică începi să dăruiești, să fii îngăduitor, bun, blând și înțelegător la maxim. La măsura în care urmărești ca țintă doar satisfacția simțurilor tale, atunci ești egoist, întărești ego și chem nefericirea. Și ea vine automat. Despărțirea și mai departe. Pentru că scopul nu a fost divinul. Trebuie să pui ca scop divinul în tot ceea ce faci tu. Adică nu binele tău. Mereu să te opui binelui personal. Pentru că Dumnezeu apără binele tuturor și noi când facem totul pentru noi, atunci ne opunem binelui celorlalți și intrăm în conflict cu divinul. Atunci Dumnezeu ne zdrobește. Da. Dar știi ce am observat, Marius? Deci cât adevăr grăiești tu acum, pentru că atunci când mă uit în jurul meu și când se formează noi cupluri, este așa o mare diferență între starea aceea de îndrăgosteală. Știi că femeia, acum noi când facem aceste emisiuni și când spunem noi că femeia trebuie să fie cârpă, că trebuie să fie supusă, sunt femei reticente la aceste cuvinte. Și eu le spun, adu-ți aminte la început cum a fost. Când doreai să oferi totul, indiferent, nu conta dacă era însurat, dacă avea copii, dacă umbla în stânga, în dreapta, tu nu așteptai decât momentele alea să te vezi cu el și să oferi. Și am zis, află de la mine că atunci erai cârpă și erai supusă. Deci, perioada aia de îndrăgosteală, când vezi iubirea în ochii lor, când vezi starea aia de dăruire, când fiecare dorește să dăruiască celuilalt, nici măcar nu are această așteptare de a primi înapoi, ci pur și simplu nu știi cum să oferi mai mult în perioada aceea. Și am observat că în momentul în care intervine actul sexual, se pierde. Deci, și apare și sentimentul. Da. Se disipă. Apare acest sentiment de nefericire, de lipsă de bucurie. Și, de exemplu, am observat în cuplurile care se acceptă, de exemplu, se îndrăgostește de cineva care este cu altcineva. Și la început acceptă, pentru că este îndrăgostit, nici nu-i interesează, nu are nicio treabă. Și imediat ce apare contactul sexual, intervine ego, apare sentimentul de posesivitate, apar pretențiile, condițiile, agresivitatea și gata. S-a dus tot. Și eu am impresia că adevărata esența ființei umane este autenticitatea ființei umane este exact aia în perioada de îndrăgosteală. Mi se pare că ăla este adevărul noi. Corect. Îndrăgosteala este cel mai înalt nivel al iubirii divine pe pământ. Adică când nu ai niciun fel de cerință, nu ai pretenții, nu ai așteptări, aceea este iubirea divină. Este chiar iubire cu sufletul atunci. Și acesta ar fi necesar să fie obiectivul nostru, să menținem starea de îndrăgosteală de la început. Dacă se poate menține ușor, să nu te duci pe punctul final. Nu te duci pe punctul final, nu-l cauți, nu-l gândești, nu vrei. Și atunci vei trăi doar ca suflet. Și ca suflet nu știi ce să faci ca celălalt să fie mai bine. Pentru că asta e caracteristica sufletului. Deci ca să fie frumos în familie și în relație, tu trebuie ca țintă să pui dăruirea de sine și nu ținta aceea finală. Dacă pui ținta finală, începe destrămarea relației. Nu. Simplu. Da. Ce frumos. Îți mulțumesc. M-ai mai îmbogățit încă puțin, ce-mi place. Da. Știi că am citit o carte. Te-am întrebat eu dacă ai avut posibilitatea, arta de a face dragoste cu Dumnezeu.
este, nu știu, David Deida, ceva de genul ăsta. Este un tantric. Și mi-aduc aminte că prima dată când am auzit acest titlu, a fost așa o mică... De ce îl bagi pe Dumnezeu în treaba asta, știi? Adică era așa o... Și acolo vorbește foarte, explică foarte frumos cum a ajuns el la înțelepciunea aceasta de amor cu continență și explică foarte frumos și dă exemple din viața lui, din relația lui de cuplu, cum îl, la începuturi era prin dominare, dorea să domine femeia, dorea să... Și cum ușor, ușor a ajuns la pur și simplu să înțeleagă că femeia respectivă este divinul și a ajuns să ajungă la arta de a face amor, nici de cum ca act sexual. Și de asta, pentru mine a fost așa o... Zic, wow, se poate și altfel. Știi? Adică informații există. Într-adevăr, tu acum ai completat foarte frumos din cunoștințele pe care le aveam și se par logice. Și înțeleg ce înseamnă restrângerea, înfrânarea, reținerea. Nu, nu mai simt acum ca pentru ceva exagerat. Și ce mai mi-a plăcut, ce am învățat acum de la tine, deși tu ai spus informația și ai repetat-o de foarte multe ori, că este un negoț. Ok. Eu mi-am asumat că am băut cafeluța sau că am făcut amor astăzi de 3 ori pe zi. Știu că am de oferit să mă pun în serviciul lui Dumnezeu și să ofer. Cum ai spus tu, ca la finalul zilei, în momentul când fac balanța, să nu fii pe pietre. Oferta să fie net superior la ceea da. Ce am primit. A da, să fie mai mult decât nu a. Nu e că nu se poate, nu e că nu poți să ți satisfaci, cum ai spus tu, anumite plăceri sau micile plăceri. Dar hai să ne trezim, deșteaptă-te române, cum spunea Alice. Și să fim conștienți că există și că Dumnezeu este foarte deschis la negocieri. Da. El nu știe cum să ne ofere șanse mai multe ca să oferim. Să ne punem osul la treabă. Mi-a plăcut această frază. De fapt, să știi că cea mai mare fericire pe pământ este supunerea, restrângerea și înfrânarea. Sunt cele mai mari fericiri posibile, pentru că când le realizăm, noi facem spațiul la gol și intră divinul și apare, viața noastră se îmbogățește și devine miraculoasă. Și devine frumoasă, suntem fericiți, dispar bolile. Deci bolile sunt boli de prea mult bine pentru sine, adică o preocupare exagerată pentru egoistă pentru noi. Că celula canceroasă este o celulă care este preocupată numai pentru sine. Și la fel și noi. Când facem lucrul acesta, noi ne îmbolnăvim. Deci noi facem invers, căutăm, zicem că fericirea este să îți faci satisfacțiile simțurilor, dar e de fapt nefericire. Plăcerea este durere. Câte plăcere, atâta durere. Deci ca să fii fericit, trebuie să te menții la distanță de material. Pentru că materia îți ia din energia vieții, trebuie să te păzești de dorințe. Acel bătrân, 125-130 de ani, indian, a fost întrebat cum ați ajuns la vârsta asta și a zis două soluții. Mânca puțin și nu-și amintea când a mâncat ultima dată, deci extrem de puțin. Și deci nu punea țelul satisfacțiile corpului, știi? Nu, celul lui era invers, să se ferească de satisfacțiile corpului. Asta este sensul. Pentru că când te ferești de satisfacții, tu urci în lumea de dincolo. Și așa i s-a dat la viață. Și al doilea era nu avea dorințe. Adică nu vrea ceva personal pentru el. Nu vrea nimic. Și în cauza asta, el mereu, zi de zi, îl aducea pe Dumnezeu în viața lui. Da. Da. Apropo de chestia asta, de câteva zile locuiesc cu o prietenă și vreau să zic că noi am testat
ce spui tu? Mi-am făcut cunoștință cu emisiunile pe care tu te oferi pe YouTube și am stat vreo două zile și le-am ascultat împreună și ne-am împărtășit cum simt eu lucrurile, cum simt ea lucrurile, unde este dificil să accepte și toate astea. Și se află într-o relație și nu era căutată de 5 zile de către iubitul. Și am zis, hai să punem în aplicare ce am învățat noi din video. Și am zis, renunțăm la critică, renunțăm la judecată, el este acolo unde este. Tu dacă dorești să îți împărtășești iubirea, să ți-o exprimi prin mesaje, suntem atente dacă este pentru că ai așteptări și dorești la rândul lui să te caute sau pur și simplu pentru că dorești să-i oferi iubire. Și am fost foarte atente la aceste lucruri și din 10 mesaje pe care și-ar fi dorit să-i le ofere, doar 2 au fost din sufletel, restul erau doar pentru că avea așteptări. Și ori de câte ori ea a contactat bărbatul respectiv din suflet, întotdeauna a avut răspuns și s-a deschis și a revenit contactul din partea lui. Deci, încă o dovadă, pentru că asta a fost chiar pe testate. Am zis, hai să vedem dacă funcționează. Și exact. Detașarea, renunțarea la critică, la judecăți, la manipulare funcționează. Și pe baza de boli, știi? Că eu, de exemplu, am fost crescută spunând, am fost plină de acne și mi se spunea, este necesar să schimbi sângele, da? Deci mie mi se spunea de mic copil că o să vezi că atunci când schimbi sângele, deci eu eram oarecum subtil dusă către sex. Adică mie nu-mi plăcea să văd coșurile alea și prin faptul că adulții îmi spuneau mai ești tu puțin de cărăbdare, că o să vezi că atunci când schimb sângele o să streacă și coșurile, implicit îmi doream să ajung acolo ca să scap odată de coșurile astea, pentru că din punct de vedere estetic mi se păreau foarte urâte. În momentul când am început să am chisturi, fibrome uterine, da? Toată lumea spunea, pentru că aveam perioade de-astea de fără act amoros, un an de zile, 2 ani de zile și spunea, păi, din cauză că nu faci sex. Deci înțeleg că suntem oarecum și induși în eroare de... Pentru că nu iubeai, aici e problema. Exact! Nu că exact. Să de sex. Adică să... Adică trebuie să dai energie ca tu să primești. Totdeauna. Da. Și eu, deși lucram de dimineață până seara, eram și asistent medical în pediatrie și kinetoterapeut și eram în a oferi și o făceam cu dragă inimă, pentru că pentru mine asta era cea parte din mine. Știi? Și, dar vezi, când oferi doar într-un loc, tot te atinge, tot vine la tine. Pentru că ideea este să fii dăruire și iubire continuu, indiferent de cine se află în fața ta. Da. Și mă bucur că am descoperit acest lucru și că putem face cunoscut cât mai multor femei. Și îți mulțumesc și ție că deschis mintea și mai l-ai domolit un pic pe domnul Mitică, care nu înțelegea când hormonii bat la ușă. Păi de ce? Așa și nu așa. Minunat. Mai ai să ne împărtășești ceva? Mai ne... Nu. Nu? Nu mai știu ce să spun. Pentru mine concluzia este că atâta timp cât eu sunt iubire, dar iubire așa cu... Nimic rău nu se poate întâmpla. Nimic. Nu mai există boală, nu mai există divorț, nu mai există... Nefericire, da, depresie, nimic. Da. Atacul de panică. Da.
Și că în momentul în care ne vine din față unul la mână să fim bucuroși pentru că ne salvează sufletul, și doi la mână să ne punem totuși întrebarea, ce mai am eu acolo? Așa. În interior și nu doresc să iasă la suprafață. Și când apare o problemă, rezolvarea este întotdeauna la, că problema apare din lipsă de iubire. Soluția e la și mai multă iubire. Deci asta e soluția la orice fel de problemă. Și mai multă iubire. Adică și mai mult te lași pe tine. Și mai mult te ruiești. Asta e soluția la toate problemele. Acum întâlnesc că mi se pune des această întâmplare. Bine, bine, fac. Că dacă eu nu sunt capabilă de iubire, cum ajung la iubire? Știi? Și spui foarte frumos. Te lași pe tine. Chiar dacă ți-e greu, este greu orgoliului. Nici de cum sufletului tău. Și exact acolo unde te doare mai tare, acolo te duci și oferi și acolo te duci și dăruiești. Și ușor, ușor, vei fi susținut și că este o susținere continuă de către Divin și să înțelegem că prin simplu fapt în care noi, deși nu avem această satisfacere de a ne lăsa pe noi, vom fi ajutați de către Doamne, Doamne, și la un moment dat se disipă această nu vreau, mi-e greu, dar de ce? Oferindu-te, se disipă, pentru că nu ești singur care face și te ajută tot timpul de Divin. Și dacă vede că tu, chiar dacă nu-ți place, nu vrei, totuși te duci acolo și oferi, cu timpul se implementează această stare din suflet. Așa este. Și orice situație vine neplăcută spre noi, nu se poate rezolva decât cu și mai multă dragoste. Asta e singura soluție. Da. Nu prin reacție, nu prin luptă, nu prin război, ci și mai multă dragoste. Că de-aia vine. Pentru că nu îi alimentăm cu energie. Da. Cu iubire. Și asta am învățat în aceste cursuri de feminitate și ne spunea drăguța noastră femeie, spunea, nu te duce tu în furtuna celuilalt, adu-l în liniștea ta. Și a zis, renunță la dreptatea ta. Cu ce te ajută să ai dreptate? Pierzi liniștea, pierzi liniștea. Care e mai mare decât dreptatea. Da. Da, exact. Și ne-am dat armăminte. Așa, și ce dacă te mint? Așa se mint. Și mi-era atât de greu să cred că vreodată voi ajunge a renunța la reacție. Și acum mă uit că, mai, dar nu mai îmi doresc să fiu auzită, să fiu un centru atenției. Mă trezesc că înainte mai vedeam un comentariu pe un grup de Facebook și imediat căutam eu să dau acolo un răspuns. Și vreau să zic că zilele acestea am trezit și deși doream să dau un răspuns pozitiv, mi-a venit, dar de ce te baci tu? Ce treabă ai tu treaba asta? Și mi-am șters mesajul și am stat în banca mea. Și pur și simplu am citit informația, mi-am luat-o ca atare, fără să fiu eu buricul pământului. Este atât de liniștitor și atât de odihnitor, n-ai nevoie de mai mult. Așa este. Da. Cât se poate. Dar este necesar să ne alegem conștient acest lucru, să devenim această iubire. Ca dacă rămân în aceeași adormire, nu. Schimbarea nu apare. Ce mă bucur că am discutat. Știi că era un mic off de-a lui Mitică și până astăzi n-aveam curajul să deschid cu tine acest subiect. Și toate problemele noastre sunt datorate lipsei de dăruire din partea noastră. Deci că noi iubim destul oameni, adică nu avem grijă de ei, îi respingem, îi
criticăm. De acolo vine. Pentru că nu îi mai alimentă cu energie și atunci e decat și ne atacă. Da, și este necesar ca eu să ajung, că de-aia tot spun, să fiu sinceră cu mine, în primul rând, pentru că eu mult timp am avut crezul că eu ofer, că eu dăruiesc în relația respectivă. Și după foarte mult timp am ajuns la adevărul golgoluț că eu oferam ca să primesc. Deci eram în manipulare, eram în niște cum oferam pentru a oferi așa cum dorește sufletul meu. Și dacă oferam, oferam pentru că știam eu că dacă fac chestia asta, revine. Adică nu merge așa. Ca drept dovadă. Certurile erau, despărțirea s-a produs, adică acestea sunt cele mai bune dovezi pentru noi că ceea ce facem nu este în armonie, nu este în iubire. Da, nu e ca la divină. Exact. Sunt cele mai bune. Eu da, să le spun acum fetelor, pentru că sunt căutată și în același întrebări, că de aceea am spus Marius, deci să ești minunat să spui aceleași lucruri de atâtea ori și să fii tot timpul dăruire și să ai acest devotament și să oferi. Eu îți mulțumesc și n-am cuvinte de recunoștință pentru ceea ce faci. Și observ că vin femeile cu aceleași întrebări și știi, am impresia că sunt un papagal. Știi? Spun aceeași informație, dar le înțeleg atât de bine și le ofer cu atâta drag informația, pentru că informația pe care am primit-o de la tine pe mine m-a ajutat, deci este posibil. Și eu ofer la rândul meu toată dragostea și dacă e să stau 3 ore și să repet informația timp de 3 ore pentru persoana respectivă și să zic că aha, sau mai revin oricând, adică și o spălărie. Dar înțeleg și ce înseamnă să... Păi înainte, dacă ofeream informația, era fie pentru că doream eu să am dreptate și stai că știu eu mai bine și că te pot salva în timp ce eu eram în groapă, da? Și la sfârșit eram așa, fără energie, eram vidată, obosită. Deci acum pot sta cu orele dând informația pe care tu mi-ai oferit-o mai departe și este cu atâta dăruire și la sfârșitul celor 3-4 ore zic, hai, cine mai vine? Cui mai pot să-i ofer? Știi? Și înțeleg acum și nivelul de la care transmiți o informație. Pentru că înainte puteam să vorbesc ore în șir și pleca de acolo persoana respectivă la fel. Adică nu aveam... Și căutam eu persoana să dau informații. De acum este altfel. Vine persoana respectivă către mine și în momentul când ofer, zice, măi, dar unde ai fost până acum? Că până acum eu, deși le-am auzit, nu le-am înțeles. Astea sunt cele mai frumoase dovezi că ești pe calea cea bună. Și că ești în iubire. Că dacă oferi din iubire, n-are cum să rezist. Când ești convingătoare? Când tu ești așa cum spui. Da. Și deși înainte aveam experiențele și dădeam din prea plinul experiențelor mele, nu se ajungea pentru că nu eram iubire. Asta, simplu. Toate duc la un singur lucru. Să fiu eu iubire. Vine cineva la tine și doamne, de obicei se plâng de bărbați. Adică primul din start, când a apărut plângerea și a aruncat vină în afară, nu are dreptate. Pentru că el, ca să poate să o deranjeze, el o deranjează cu o critică pe care a avut-o ea înainte. Deci fără critica ei, el nu are ce să scadă la ea și nu poate să o atace. Deci ea se plânge doar de efect. Și nu se vede pe sine că ea a generat totul. Aici e problemă. Da. Că n-a fost iubire. Foarte frumos. Care este foarte frumos să știi că femeile ajung la această înțelegere. Deși durează în funcție de cât de mare este orgoliu, pentru că sunt femei care ajung la informația ta
fie la 30 de ani, fie la 50, fie la 70, adică ai văzut Ada, drăguța de ea minunată, cu cât este mai în floarea vârstei, cu atât primește informația mai ușor. Că n-a avut toate programele tăbăcite timp de 30, 50 de ani, 70 de ani. Și este o minunăție. Păi dacă noi ajungem să dăm această informație generațiilor care vin, o dăm, dar o dăm mai de... Ajung eu în acea iubire și atunci o să primească... N-are cum, e molipsitoare. Știi? Da. Și dacă nu funcționează, păi să-mi pun o întrebare, unde mă aflu eu în acest moment și din ce stare ofer informația respectivă? Și gata, s-a rezolvat. Da. Și îi mulțumesc de Dumnezeu că mi-a adus în cale oameni cu iubire de Dumnezeu. Știi că ultima dată am fost întrebată cum îmi doresc să fie bărbatul cu care doresc acum să formez o relație de iubire. Și am spus cu iubire de Dumnezeu. Că dacă îl iubește pe Dumnezeu, eu sunt bine. Știi? Întrebarea e cam dureros, să știi că... Să fie așa. Întrebarea trebuia pusă, cum crezi că ar trebui să fii tu ca Dumnezeu să-ți dea bărbatul potrivit ție? Că dacă tu ești în iubirea divină, atunci îți va da bărbatul potrivit. Corect. Cum ești tu? Vei primi. Deci nu contează cum e bărbatul. Îți va da un bărbat care să fie așa cum ești tu. Așa este, că drăguțul de ele poate să fie cu iubire de Dumnezeu, dar eu să fiu în aceeași prostie a mea. Și nu va veni acel bărbat la tine, va fugi. Nu e, este pe rezonanță. Rezonanță, da, pe asemănare. Uite, vezi ce interesant, cum tot spuneam eu cât de rafinat este acest ego. Prin simplu răspuns pe care eu l-am dat acum, da, bărbatul să fie cu iubire de Dumnezeu, de fapt, nu am dorit să accept, da, că este de la mine și că este necesar ca eu să fiu cu iubire de Dumnezeu, eu să fiu iubire. Exact. Adică până și eu care cunosc informația și sunt conștientă de ea, tot găsește niște căi... Serios! Adică a trebuit să aud de la tine, să mi mai spui pentru a 11.000-a oară, că nu contează cum este bărbatul, pentru că eu cu iubirea mea îl modelez, îl transform, îl fac Dumnezeu. Și îți va da de la început bărbatul potrivit, să știi. Ți-l dă de la început, cum ești tu, cât, ca ai nivelul de orgoliu, așa ți-l va da. El se uită numai la orgoliu. Se păzește de orgoliu Dumnezeu. Exact, pentru că mai vorbesc cu fetele și zice, băi, dar ce, prin ce ai trecut și tu, și am zis, băi, cu câtă ură am disprețuit eu bărbații, atât de mult am evoluat prin ei. Deci, cele trei relații pe care eu le-am avut, deci bărbații ăia m-au ridicat, m-au... Și tot ce am făcut, o a doua facultate, venitul pe insulă, determinarea asta să încep să scot feminitatea la suprafață, totul a venit datorită lor. Adică este minunat. Sunteți minunați, dragi bărbați. Deci, jos pe imaginea voastră. E minunat. Oglinzi. Da. Îți mulțumesc, Marius. Și eu mulțumesc că a fost foarte interesant. Da. Mă bucur. Acum o să merg în tabără la Valea lui Mihai, după aceea la Târgu Frumos și după aceea ne vedem din nou. Cu drag. Din frumoasă continuare. La oferit iubire în continuare. Mulțumesc frumos. Pa, pa.